Pe 29 martie, profesorii câmpineni vor intra în posesia drepturilor salariale restante. Pentru aceasta au fost alocați 438.000 de lei, bani destinați inițial fondului de salarii pentru trimestrul 4. Prin aplicarea prevederilor hotărârii de guvern 1618 din 2009, care stabilește ca fiecare instituție de învățământ să primească o anumită sumă de bani în funcție de standardul cost per elev, s-a ajuns ca în multe școli și licee din Prahova și din alte 16 județe, profesorii să rămână fără bani de salarii în trimestrul 1 al anului în curs. Concret, costul per elev ajunge la 3.129 de lei pentru unitățile de nivel tehnic și profesional, față de 2.713 lei pentru liceele teoretice, care, datorită personalului didactic cu rang înalt, au practic nevoie de mai mulți bani pentru salarii. De aici, deficitul. Pe data de 29, data la care s-a cozut de comun acord cu trezoreria să se ridice banii, vor intra în posesia drepturilor salariale. Facem mențiune că unitățile din învățământ, în afara drepturilor salariale pe trimestru 1, a beneficiat în luna ianuarie și de al 13-lea salariu. Este bine de reținut că drepturile salariale nu au fost deloc afectate. Problema va fi alta. La nivel de salarizare personală învățământ, problema se pare că se va repeta în luna iunie. Nu la asemenea amploare, dar se pare că se va repeta. Se va repeta datorită faptului că legea prin care s-a stabilit, este vorba de hotărârea 1618 din 23 decembrie 2009 de finanțare a cheltuielilor de personal, n-a ținut cont de specificul anumitul centru de învățământ. Pot să zic că standardele de cost pe elev au fost eronat îndreptate cu un plafon mai mare spre unitățile tehnice, spre unitățile de învățământ de nivel profesional și de nivel tehnic. Astfel încât unitățile de învățământ, cum zicem noi, de performanță, cum e liceul Grigorescu, prin aceste plafoane va fi dezavantajat. Fac o mică comparație. Dacă pentru o școală profesională costul pe elev este de 3.129 de lei, la un liceu teoretic este de 2.713. Ori știm și noi că la liceul Grigorescu, profesorii care predau sunt profesori de rang mare, sunt profesori competenți cu vechime foarte mare, care au salarii mari, astfel încât liceul Grigorescu, aplicându-se aceste standarde, niciodată nu o să se încadreze în standardele care au fost alocate. La pol opus apă liceul de petrol, care prin faptul că are profil tehnologic, are un standard de cost mai mare, cu aproape 200 de lei și cu aproape 2 milioane pe elev, are și învățământ de meserii, de școală profesională, unde costurile sunt mai mari față de un liceu teoretic cu 4 milioane pe lună. Apelarea la banii destinați trimestrului 4 nu este însă cea mai bună soluție, și asta pentru că dacă unitățile de învățământ nu vor trece la reorganizare sau la majorarea plafonului costului per elev, se va ajunge în câteva luni la aceeași problemă, fonduri insuficiente pentru plata salariilor. Hotărârea respectivă prevede clar că unitățile de învățământ sunt obligate, împreună cu inspectoratul, să procedeze la reorganizarea activității de învățământ, astfel încât să se realizeze încadrarea în standardele de cost. Dacă unitățile de învățământ nu se reorganizează, se pare că reorganizarea va trebui făcută cu ocazia noului ciclu de învățământ. În septembrie se pare că unitățile școlare vor trebui să intre deja reorganizate. Dacă privesc eșalonarea pe trimestre a cheltuielilor de personal, însă și prin repartizarea inițială, trimestrul 4 este la nivel de 80% din nivelul trimestrului 1. Deci unitățile de învățământ sunt obligate ca pe parcurs să ia în serios această treabă de reorganizare. Sunt unități de învățământ, în speță petrolul, care a și proces la această reorganizare, ceea ce a cunoscut și la faptul că unitatea de învățământ de petrol a avut aproape integral sumele asigurate prin prima formă de repartizare. Deci ei nu au fost afectați de această, să zicem, criză deocamdată de asigurare a fondului la nivelul trimestrului 1. Ei beneficiază, v-am zis, și de faptul că, fiind de natură tehnică, standardul de cost este mai mare,
beneficiază de faptul că profesorii sunt mai tineri și au salarii mai mici. Sub o glumă sau alta, toți directorii spuneau că încep să ceară la inspectorat cadre profesorale cu mai tineri, care să aibă salarii mari. Dar vă dați seama că apela la unități, la profesori cu mai puțină experiență va avea repercusiuni asupra nivelului de pregătire a elevilor.